Sunt peste 40 de trasee în cele trei masive principale ale județului Gorj, Parâng, Vulcan și Godeanu, iar salvamontiștii le acordă o mare atenție tuturor pentru că sunt trasee frumoase și solicitate de turiști pe timpul iernii. Profităm de faptul că activitatea în zona montană e mai restrânsă, turism mai puțin și evenimente la fel de puține și încercăm să revizuim absolut toate traseele turistice în vederea pregătirilor pentru sezonul de iarnă, pentru că cunoaștem zonele în care se fac acumulări mari de zăpadă și în care e pericol de avalanșe și aceste zone le semnalizăm. Anumite trasee care sunt periculoase le recomandăm pentru închidere pe timpul iernii și odată cu căderea primei zăpezi o să încercăm ca cu deținătorii pârtilor din Rânca să montăm elementele de securizare pe aceste pârti și să le pregătim cât mai bine pentru ca să avem un sezon cât mai bun, cât mai plăcut pentru turiști și aceștia să schieze cu în siguranță la Rânca. În stațiunea montană Rânca sunt amenajate 6 pârtii cu dificultate de la ușoară până la medie, fiind accesibile atât turiștilor fără experiență în sporturile de iarnă, cât și celor mai avansați. Toate cele 6 pârtii dispun de teleschi, iar cea din centrul stațiunii M1 este dotată și cu nocturnă. Pe timpul sărbătorilor de iarnă, Sabin Cornoiu spune că există un deficit de personal în cadrul salvamont. Nu avem probleme de echipament, avem o dotare corespunzătoare, o dotare la nivelul cerut. În privința personalului, avem 2-3 momente de vârf pe perioada Crăciunului, sărbătorilor de iarnă și a vacanței de iarnă, în care, într-adevăr, suntem cu personalul la limită, pentru că trebuie să lucrăm cu efective numeroase, dar noi sperăm să trecem cu bine și peste această perioadă. Cea mai lungă pârtie este cea de pe vârful Păpușa, având o lungime de aproximativ 1000 de metri, aceasta dispunând și de telescaună. Pentru ca totul să fie în regulă, salvamontiștii fac acum ultimele verificări.